Un concurs inedit pentru România, însă importat din Occident, mai exact din Spania, își propune să sădească în inimile copiilor și a tinerilor din Sălaș sentimentul apartenenței la un spațiu special, cu o cultură aparte, cu obiective turistice și tradiții populare unice, multe dintre ele o necunoscută pentru tânăra generație. Concursul are loc în cadrul proiectului Sălajul Interactiv, inițiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sălaj Plus, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău, cu sprijinul Denares Club, și a fost lansat ieri la Inspectoratul Școlar al Județului Sălaj, în cadrul ședinței cu directorii de școli. Ne propunem să configurăm și să consolidăm identitatea locală și culturală a tinerilor din județul Sălaj, să le consolidăm sentimentul apartenenței locale, și să, mă rog, ei să-și aprofundeze cunoștințele în privința aspectelor socioeconomice și culturale locale. Cum? Prin desfășurarea unor activități de cunoaștere și colectare a unor informații cu privire la tot ceea ce înseamnă patrimoniul natural, cultural, socioeconomic. Potrivit reprezentanților Sălaj Plus, proiectul a fost preluat ca și bună practică din regiunea Andaluzia-Spania în cadrul unui proiect anterior derulat la nivelul județului Sălaj. În perioada 2010-2012, Ruraland, actori ai dezvoltării rurale, finanțat în cadrul proiectului european Interreg, având ca și parteneri locali Consiliul Județean Sălaj, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău. Proiectul se adresează elevilor din clasele 5-12 din toate școlile și liceele sălăjene organizate în jurul a 16 centre Sălajul Interactiv Explorer. Elevii se pot înscrie în proiect până în 30 aprilie, după care ei vor trece efectiv la munca de cercetare în teren, având de ales între ariile de explorare stabilite de organizatori, tradiții orale, legende și povești locale, istorie și patrimoniu artistic, arhitectură locală, biserici, castele, conace, cetăți, ruine romane, sărbători, evenimente, tradiții, meșteșuguri locale, port popular, ocupații tradiționale și economia locală azi, geografie și mediu natural, gastronomia locală. În funcție de aptitudinile participanților, ei vor reda elementul surprins de ei, fie prin eseu, fie prin fotografie, desen, reportaj, interviu sau alte modalități de exprimare. Am propus ca tinerii să se raporteze la aceste teme, aceste 6 teme de explorare, alegându-și una sau mai multe arii de expresie. Din nou, conotația de ameliorare atitudinilor tinerilor, eseu, fotografie, desen, reportaj, interviu, altele. În concluzie, propunem 6 teme de explorare și una sau mai multe arii de expresie pentru tineri, cele în care consideră că au talent, cele pe care vor să și le amelioreze. Ideea este să poată privi acest proiect ca și o oportunitate pentru ei și pentru noi în dezvoltarea lor personală și în parcursul lor ulterior ca și membri ai județului Sălaj, ai comunității județului Sălaj și mai puțin ca o temă care trebuie făcută și musai verificate și notate. La final, materialele elevilor vor fi evaluate autorii celor mai bune, urmând să fie premiați cu tablete MP4, aparate foto și rucsaci.